Om drag, absolut tot ce îți vorbesc se rezumă la un singur lucru. La veni de aici, aici. La lăsa gândirea deoparte și a îmbrățișa simțirea. Pentru că prin intermediul simțirii ajungi să trăiești cu adevărat viața. Omul a fost obișnuit să gândească în continuu, să gândească despre orice, să gândească despre sine, să gândească despre ceea ce a fost, să gândească despre ceea ce va fi, să gândească despre alții, să gândească doar de dragul de a gândi. Până când acest a gândi a devenit o stare normală a omului. Dar această stare normală nu este una și aceeași cu starea naturală. Starea naturală înseamnă a fi. Iar acest a fi îmbracă simțirea. Deci, vezi tu, avem aceste trei elemente, a fi, a simți și a gândi. Pornește cele mai multe ori această călătorie spirituală din a gândi. De aceea, scopul tehnicilor, al practicilor, este de a te duce din a gândi în a simți, în eu sunt, în starea pură de prezent. Cu cât ești mai clar prezent aici, în simțirea ta, cu atât o altă dimensiune a ființei tale se va arăta. Această dimensiune a ființei tale reprezintă starea naturală de a fi. Călătoria spirituală implică munca din a gândi către a simți. Din eu sunt un om, puncte, puncte, în eu sunt. Odată ce ai ajuns în eu sunt, odată ce ești în stare de prezență, de aici mai departe, grația divină va avea grijă de tine. Dar tu va trebui să-ți faci treaba până aici. Nu mai aștepta ca cineva din afara ta să vină și să facă treaba în locul tău. Ia toate informațiile care vin către tine și pune-le în practică. Doar astfel vei putea înțelege. Adevărata înțelegere vine prin simțire. Și când înțelegerea vine prin simțire, ajungi să vezi foarte clar că gândirea este doar un slujbaș al ființei tale, este doar un servitor, doar o unealtă de care te folosești, iar când nu ai nevoie, o lași deoparte și ieși. Și în acest eu sunt, stai, stai, stai. În timp ce urmărești acest material, dacă ai ajuns până la acest punct, ceea ce simți acum, modul în care te simți acum, reprezintă deja parte din eu sunt, parte din starea de prezență. Rămâi aici, aici pur și simplu respiră, simte-te, rămâi pe loc. Nu te mai angrenezi în ceea ce urmează să fie, în ceea ce a fost. Doar ești aici. Doar ești aici. Și descoperi cum de la sine totul se așează. Totul se așează în mod natural în ființa ta. Partea de practică reprezintă lucrul acesta, ceea ce îți arăt în acest moment.
Asta este ceea ce ai de făcut în mod concret în fiecare zi, până în punctul în care starea de prezență devine starea ta normală. Dar așa cum îți spuneam la început, chiar și starea de prezență nu este starea ta naturală. Starea ta naturală este a fi, pur și simplu a fi. Cu cât stai mai mult în prezență, cu atât te vei dizolva din ce în ce mai mult în a fi. În a fi, ajungi cu adevărat să guști liniștea. Liniștea este sinonimă cu ceea ce ești tu cu adevărat în esență. Acest lucru care ești în esență, care nu este un lucru. La asta s-au referit marii mistici, marile ființe care au pășit sau pășesc încă pe acest pământ. La asta se referă termenul eu sunt cel ce sunt. Fără nicio definiție, fără nicio descriere, ne reprezentând nicio religie, dar conținându-le pe toate. Nu este bărbat sau femeie. Nu s-a născut și nici nu va muri. Dincolo chiar și de cuvântul etern. Este doar ceea ce este. La asta se referă eu sunt cel ce sunt. Și tot ceea ce simți acum este invitația ta pentru tine, pentru a te întoarce acasă. Nimic de făcut. Totul este exact așa cum este. Eu sunt cel ce sunt. Spațiu infinit. Liniște absolut.
tot universul aici. Eu sunt cel ce sunt. Descoperă că aici nu aștepți nimic, nu prevezi nimic. Aici totul este complet. Aici identitatea personală a dispărut. Este doar spațiu infinit. Fără nume, fără formă, nicio culoare. Infinit, infinit, infinit. Descoperă, realizează, că ești cel ce dintotdeauna a fost, astfel, simplu și direct, te-ai întors acasă. Rămâi aici.